Bună dimineața, dragi prieteni ai Vocii Basarabiei, sunt Iulian Ciocan, vă invit din nou să urmăriți, să priviți, să vizionați Radiografia Săptămânii, o emisiune în care iau în dezbatere cu invitații mei teme de actualitate. Invitata mea din această dimineață este o activistă de mediu, membră a Institutului Verde European, este așa un ONG la noi în Republica Moldova, Natalia Iațco. Natalia, bine ai venit la Vocea Basarabiei. Bine v-am regăsit, îmi face plăcere că sunt prezent aici și sper să avem o discuție interesantă. Da, vreau să te întreb și niște lucruri legate de mediul ambian, dar le las pentru sfârșitul acestei emisiuni. O să începem cu niște teme de actualitate. Vreau mai întâi să te întreb ce crezi despre acest vot considerat de mulți istoric în Parlament. Deci e vorba de faptul că legislativul a votat în lectura finală proiectul de lege privind înlocuirea sintagmei limba moldovenească cu limba română în toată legislația Republicii Moldova. Prima mea întrebare legată de acest subiect ar fi asta. Acum când avem război, când avem inflație, când nici pandemia încă nu s-a terminat, noi avem nevoie de asemenea dispute? Da, avem nevoie și cred că guvernul, parlamentul a făcut bine ceea ce a votat. Sunt greșeli care vin din anii 90. Eu personal totdeauna am spus că este limba română. Ce diferență face? Mulțumesc sau bună ziua în limba română sau în limba moldovenească? Este o diferență? Da. Există undeva limba americană, limba ecuadoriană, limba braziliană, limba australiană? Nu. Atunci, care este? Cred că nu este o problemă în sine această lege. Ea trebuia de mult adoptată, de mult hotărâtă, pentru cum au și făcut și țările din Rele Baltice, în anii 90. Fii bun și învață limba de stat, pentru că tu reprezinți statul, lucrezi în instituțiile statului. Acasă nu sunt probleme. Acasă vorbești ce limbă dorești. Ți-i bine în limba rusă, vorbește în limba rusă. Ți-i bine în limba țigănească, vorbește și în limba țigănească. Nu sunt probleme. Dar când tu prezinți instituțiile statului, atunci fii bun și vorbește limba de stat, care este limba română. Doamna Maria Zaharova, care este purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, a avut zilele astea o declarație legată de limba română, limba moldovenească, și a spus că, de fapt, mai curând limba română ar trebui să se numească limba moldovenească. Și ne-a propozit pe noi moldovenii pentru faptul că renunțăm la limba noastră. Da, am citit și eu comunicatul ei, unde spune că noi încălcăm cursul logic al istoriei. Da. Nu știu ce înțelege ea prin cursul logic al istoriei, dar noi totdeauna am fost o țară, da, poate datorită lor am fost rupți și am suferit atâția ani și n-am putut vorbi o limbă curată, o limbă a strămoșilor noștri, dar ce au făcut-o, ce au murdărit-o așa limba aceasta, că avem acum în prezent multe rusisme, expresii, dar limba și din punct de vedere al meu, limba este ceva viu, ceva care se vorbește, dar el nu trebuie să fie discus. Gata, a hotărât așa, așa trebuie să meargă. Limba românească. Și nu trebuie un funcționar al altui stat să se implice în problemele interne. Asta sunt problemele noastre, a Parlamentului, ceea ce trebuie și hotărăște pentru cetățenii statului său, Republica Moldova. Deci limba moldovenească ar fi o invenție, un fel de găselniță a moldoveniștilor și a Rusiei. Și a Rusiei? Păi ce, și pe teritoriul Rusiei ce se vorbește tot rusa curat așa? Acolo tot sunt multe etnii care vorbesc alte limbi. Atunci ce? Nu pun și ei, nu pun limba, nu știu care, acolo din cum este, în Siberia, acolo sunt niște dialecte. Da, dialecte. De ce nu pun și ei atunci în limba lor de stat aceste dialecte ca să fie limba de stat? Asta este o intrare directă în afacerile unui stat. Atunci ne pune întrebarea, care este problema ta, statul rus? Ce limbă vorbește statul Republica Moldova? Dar de ce se cramponează atât de tare Rusia de limba asta moldovenească? Adică la ce ar trebui? De ce n-ar spune, domnule, să fie română? Să zicem, să accepte. Dar care este interesul Rusiei? Să ne destabilizeze, să ne facă slabi, da? Să ne ducă în eroare pe o altă cale de dezvoltare.
da? Pentru că ei știu că Republica și actuala guvernare au luat o direcție pro-europeană. Și aceasta este calea de dezvoltare. O spun și o repet de multe ori. Rusia nu este un model de dezvoltare socială, de a urmări, de a... Nu este. Este o țară autocratică, o țară care... Este un ultimul imperiu care moare încet, încet. Dar ne, cum să spun, ne vorbește nou despre democrație, despre, nu știu, respectarea unor drepturi. Nu, e ceva utopic. Eu cred ceva o utopie. Nu poate un stat care, unde sunt încălcate drepturile cetățenilor. Da? Ei încă sunt în ce bătrâni, ce acces au la sănătate, la învățământ copiii acolo. Cum merg la școală. Ei să-și rezolve problemele lor interne, că le au o mulțime. Dar Rusia totdeauna a avut această tendință de expansiune și cred că a rămas. Și chiar și problema aceasta de a controla partea de est a Europei totdeauna a fost. Chiar și pe vremurile Uniunii Sovietice, da? Ei au făcut așa că aici au dus foarte mulți ruși care și în prezență nu vreau să se adapteze la limbă, da? Bine, dar tu trăiești pe teritoriul unui stat independent? De ce n-ai plecat în 90-91 atunci în țara ta, dacă te consideri rus? Fii bun și vorbește acolo limba rusă, nimeni nu-ți interzice. Dar dacă ești cetățean a Republicii Moldova, atunci, domnul meu, fii bun și vorbești limba românească, da, limba logic, de stat. Logic este dacă trăiești. Dar acesta a fost un joc politic, da? Atunci comuniștii vreau să iei voturi. Da? Și mulțumită acestei sintagme, da, de schimbare a limbii, ei au câștigat voturi. Dar aceasta nu este o problemă în esență. Problema sunt alte, sunt probleme economice, sociale. Iată, acolo trebuie să tragem probleme de mediu. Acolo sunt foarte multe. O să ajungem la ele. Vreau totuși să te mai întreb legat de... Deci acum, după ce Parlamentul a votat în lectura finală acest proiect de lege, crezi că s-a pus punct aceste dispute? Gata? S-a terminat povestea limbii moldovenești? Nu mai există el. Pentru că a fost și un protest al socialiștilor. Da, aici întrebarea este și, da, este bună. Depinde dacă nu se vor întoarce iar la putere fostele guverne sau fost partidele care ca să obțin. Și cred că ei vor miza la viitoarele alegeri, da, parlamentare și prezidențiale care ne așteaptă la anul viitor, anume să bată, noi vom schimba limba. Iată. Dar eu nu vreau ca o bătrânică sau un alt cetățean să-mi schimbe viitorul meu, viitorul nostru a tinerilor. Pentru că majoritatea tinerilor vorbesc limba română. Suntem cei mai mulți tineri care studiază în România. Nu văd studenți de ai noștri care studieze la Moscova sau în alte instituții superioare din Rusia. Majoritatea studenților sunt o majoritate care studiază în România. Da, și eu sunt. Și cred că copiilor din aceste partide tot studiază în România și fac studii în România la licee, universități, nu? Da, și eu ca scriitor mă gândesc că ar fi absurd să zic că scriu în limba moldovenească. Da, și eu cred că trebuie de explicat, de conștientizat populație că nu este o problemă. Acasă, simplu cetățean, vorbești care limbă vrei. Chiar și în engleză, dacă dorești, vorbești acasă cu copiii tăi să o practici, da? Dar eu consider ca funcționar în instituțiile de stat limba română. Pentru că acesta este statul, tu prezinți statul în ministerie, în alte instituții superioare de instituții statale, da? Acolo trebuie să fie... Nu nici... Dacă vrei să te simți mai bine și te simți acasă cu limba rusă, vorbește limba rusă, nicio problemă. Aici nu sunt... Statul nu te interzice. Da? Dar noi cred că 91, da, am fost prea buni cu aceștia așa și acum pătim consecințele, prea buni că le-am lăsat așa, bine, haide, vorbiți limba moldovinească, așa. Da, mulți dintre vorbitorii de limba rusă spun că nu le-am creat condiții pentru a studia limba română. Dar ce condiții pentru limba română? Cred că limba română se predă în toate școlile. De la mic, de la grădiniță, toate. Adică, în fond, ideea ta este că dacă tare vrei, poți să înveți o limbă. Sigur, poți să înveți. În 10 ani de zile o înveți. Poți să înveți, sau da. Sau în 15. Da. Noi plătim, acum spuneam, plătim consecințele ceea ce am făcut în 91. Deodată, trebuia să punem limba română și aici ne-am oprit. Cum au făcut țările baltice. Da? Chiar am fost vara trecută la Riga, nu prea găsești vorbitori de limba rusă.
Tinerii nu vorbesc limba rusă. Dacă o vorbesc, o vorbesc chimosit, așa. Sunt mulți vorbitori de limba rusă. Da, dar în stradă, în instituțiile, la, de exemplu, vreau să cumpăr un bilet la stație de autobuz, eu întreb în limba rusă, ea nu-mi răspunde în limba rusă. Și știu bine că ea vorbește limba rusă. Dar dacă ai spus că ești din Moldova, cred că ți-ar fi răspuns. Da, o altă atitudine. Cred că mi-ar fi răspuns. Dar anume că ei sunt naționaliști. Da? Dar unde este? Aici noi ne pierdem și de identitatea noastră. Care este identitatea noastră? Cine suntem noi? Iată, aici cred că este și o problemă a noastră. Suntem o pseudo-națiune, suntem o pseudo-naționalitate, identitate. Cine suntem noi? Dacă ne mai încurcăm și cu limba. Da. Uite un subiect care a parvenit recent. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a ținut un discurs în plenul Parlamentului, nu de mult, și a zis că în 2030 Republica Moldova trebuie să fie țară membra Uniunii Europene. Știi că noi am obținut acest statut Da, pe 3 martie 2022. Da, țară candidată. Toată lumea trebuie să lucreze disciplinat ca acasă să fie bine. Vin cu un apel către fiecare cetățean, a zis președinta, să ne îndeplinim rolul în crearea unui viitor european. Moldova europeană este unica noastră cale. Noi suntem generația care va duce Moldova în UE până în 2030. Ajungem noi în 2030 în Uniunea Europeană? Dacă ne apucăm de lucru, ajungem. De ce nu? Posibilități sunt. Ceea ce ne lipsește este voința politică. Doamna președintă a spus corect. Pentru că ea are o linie politică foarte corectă. O direcție politică foarte corectă. O viziune, să spunem așa, foarte corectă spre ceea ce mergem. Da? Nu că acum au fost foștii guvernanți, dar când Moscova, când Bruxelles. Nu. Ea are o direcție precisă spre unde mergem și ce ne dorim, pentru că acolo este dialogul politic, este democrația. Chiar dacă a scăzut puțin în ultimii 15 ani gradul democratic, da, se văd anumite regime, încă și în Uniunea Europeană, se văd cum este Ungaria, da. Nu că așa este democrația acolo, da, liberă, da. Dar ea a luat o direcție foarte bine spusă și cred că să reușim. Dar, cum spun, depinde de voința actualei guvernări. Da, termenul este scurt. Până în 2030 deci, au rămas 7 ani de zile și mă întreb dacă în 7 ani de zile putem parcurge o cale pe care n-am putut să o parcurgem în 31. Pentru că 31 de ani și actualii guvernanți spun, am tot bătut pasul pe loc, așa cumva. Da, noi am prea bătut pasul pe loc, dar acum este timpul să ne mișcăm. Să ne mișcăm și să ne mișcăm cu pași rapizi. Pentru că nu ne va aștepta cineva, să ne va împinge cineva unul. Trebuie noi să ne facem calea spre Uniunea Europeană. Corect, dar mie îmi place așa să mă agăs din fiecare cuvânt așa al unui discurs rostit de vreun oficial și iată bunoară când doamna președinte zice vin cu un apel către fiecare cetățean. Dar câți cetățeni vor fi dispuși să asculte acest apel și să acționeze în consecință? Cred că majoritatea. Majoritatea, da. Bine, la ziua actuală suntem 2 milioane, dintre care 2 milioane, 6, da? 600 de mii. Da, așa. 2,6 milioane, dintre care un milion deja se află peste hotarele în spațiul Uniunii Europene. Așa, și cred că schimbarea este, pentru că trebuie să se vadă schimbarea, da? Și schimbarea deja se vede, deja are 2 ani de guvernare, deja se vede. Pe plan internațional, doamna președinte a făcut multe lucruri și mulți pași binevoitori Republicii Moldova, care va aduce o supravaloare politicii sale externe. Dar să nu uităm că această mișcare spre Europa, acest trend pe care doamna președintă cumva îl impune, integrarea pro-europeană, cam supără Rusia. Despre Rusia vin mereu tot felul de avertismente. Și de la doamna Zaharova, și de la domnul Lavrov, și de la domnul Pescov. Ce da. Facem noi cu Rusia? Ne jucăm așa, ca șoricelul cu pisicuța, da? Cred că Republica Moldova trebuie să ia... Să ignore aceste avertismente. Nu. Trebuie să fie prieten și cu Rusia, și cu Uniunea Europeană.
dar trebuie să-și pună prioritățile, da? Nu trebuie să excludă Rusia, pentru că ea este. Vrem, noi nu vrem, ea este cu noi, aproape de și noi. Este mare. Da, și este mare. Acum se pune problema care va fi viitorul Rusiei. Deja mulți îl văd că va fi un viitor dezastruos, haotic, pentru că orice conflict până la urmă are un final. Orice conflict. Da, știm că au durat și războaie de 100 de ani și al doilea război mondial a durat 5-6 ani. Dar acest conflict ne va arăta poziția noastră mai puternic pe plan internațional și aici este și momentul ca să rezolvăm chestiunile acestea cu Rusia. Da? Acum pentru, da, pentru că o să avem un aliat foarte puternic, Uniunea Europeană. Da? Și o să spun, Uniunea Europeană ne va spune, noi te sprijinim Republica Moldova, nu cred că Uniunea Europeană strică relațiile cu Rusia. Nu, nici într-un caz. O să fie relații de colaborare economice, dar noi trebuie să ținem relații bune și cu Uniunea Europeană și cu Rusia, într-o oarecare măsură. Pentru că tot este o piață de desfacere, este o cultură, e o țară imensă, nu putem să o excludem din viața noastră politică. Dar Rusia ne vrea, se pare că în zona ei de influență. E mai multe țări vrea în zona ei de influență. Domnul președinte al Parlamentului, Igor Gros, a fost aici într-o emisiune a colegii Valentina Ursu și a zis că rușii nu mai ajung la Odessa pentru că a fost întrebat în ce măsură deci acest pericol al războiului ne poate afecta și pe noi. El a zis că rușii nu mai ajung la Odessa, tot ce le-a rămas sunt mijloacele mijloacele războiului hibrid, așa a zis el, și a invocat cumva protestele acestea care au loc din toamnă până acum, zicând că Partidul Șor este o grupare criminală organizată, așa a zis el, o alianță dintre bandiți și FSB. Și a spus că protestele au ieșuat, adică cumva nu mai au surs de izbândă. Asta e tot ce a rămas Rusiei la noi, aceste proteste, aceste metode de a destabiliza prin proteste, cumva prin mijloacele războiului hibrid? Rusia folosește toate mijloacele în război. Știm că fiecare mijloc este bun. Și Rusia folosește, știi, că nu poate veni cu tehnică militară aici și atunci folosește mijloacele de propagandă. Da? Pentru că vrea să aibă o guvernare a ei, fidelă ei. Da? Să spunem, o slugă, o servitoare a ei. Da? Cum le are și poate și în Belarusia. Da? Și dacă e așa, ajungând noi în Uniunea Europeană, vom putea stabili și niște relații normale cu Rusia? Sigur, de ce? Dacă ajungem în Europa, de ce să nu stabilim relații normale cu Rusia? Cred că aici trebuie să fie o cale diplomatică. De ce este diplomația? Pentru că să te așezi la masă și să discuți calm care sunt nevoile, care sunt necesitățile statului tău, pentru că cu Rusia tot se poate negocia. Dar dacă o știi cum să o negociezi, da? Dar dacă te duci așa la negocieri fricoșel, așa, nu știu ce vreau, atunci el se uită, măi, ce ai venit aici la mine? Dar dacă te duci mai puternic, ferm, eu vreau asta, atunci el te ascultă. Pentru că și interesul lor să aibă, pentru că se va termina dictatura aceasta lui Putin, cred că odată și odată. Așa crezi? Da. Și crezi că Ucraina va învinge în acest război? Trebuie, nu cred, trebuie să învingă, pentru că de asta și depinde democrația în acest spațiu a Europei de Est. Și dacă nu ne întoarcem atunci în al doilea război mondial, la aceeași istorie, la aceeași scenariu, da? De ce am ajuns noi azi în așa situație? Au fost doi hoți, doi bandiți, să-i numim așa, Hitler și Stalin. Unul a fost pedepsit, altul nu. Și iată azi tragem consecințele. Pentru că crime ale războiului le-a făcut și Stalin. Foarte multe. Al doilea a învins, pur și simplu. Da, a învins și aici așa l-au iertat. Nu, atunci trebuia și de la Nuremberg, unde a fost asta, trebuia și pe Stalin să-l tragă la răspunde. Bine, poate nu așa cum l-au tras pe Hitler, a fost, dar și pe Stalin. Trebuia o leacă să-i dea mai în jos toate biruințele care le-a făcut el. Și noi azi plătim consecințele lui. Pentru că Putin, când a fost discursul lui în aprilie 2005 în Parlamentul Rusiei, unde el a plâns renașterea
renașterea și destrămarea Uniunii Sovietice. Da, atunci, în 2005, a deplâns această geopolitică. Da. Și acum a început cu această renaștere imperială a poporului, a marii lumi rusești. Eu mă întreb, care mare lume rusești? Pe noi ne vede, cred că, ca o parte a lumii ruse. Cred că, dar care mare... Uite în țara ta cât este haos. Cum trăiește populația rusă? Asta nu înseamnă că Rusia este Moscova și Sankt Petersburg. Dar în fund, ce este acolo? Dar ce probleme de mediu au ei acolo, grozave. Ați văzut acum ultimul reportaj, ne-au tăiat pădurile, au defrișat pădurile de lângă Moscova pentru a construi baze militare pentru spațiile antiaeriene. Uite, Natalia, domnul Grosu zice că Partidul Șor este o grupare criminală organizată. Și spune corect? Așa crezi și tu? Da. Sunt foștii hoți care vreau să-și legalizeze veniturile, nu știu ce, să ajungă la putere. Dar cum vezi oamenii ăștia care vin la proteste și zice, se vorbește că mulți dintre ei sunt plătiți? Sigur. Aștia doar nu sunt criminali, sunt niște oameni... Sunt oameni simți, el dacă îi dă banul pe ziua aia, cât îi dă acolo, 400-500 de lei, îl ia cu autobusul, îl duce, îi plătește cafeaua, ceaiul, sigur că omul stă acolo și protestează. Dar cea mai mare pericol este că stând acolo, merge spălarea de creier. El începe să creadă ceea ce îi spune acolo. Mm-hmm. Pentru că vine sub o influență psihologică. Iată, aici este cel mai grav. Dar eu mă pun întrebarea, de ce actuala guvernare nu interzice aceste manifestații? Bineînțeles, este și dreptul la protestare. Deci, dar sunt protestații cu un aspect negativ. Da, probabil depinde și de justiție lucrul ăsta, nu știu exact. Că nu poate, deși, adică probabil ar trebui să întâmple ceva foarte grav ca protestele să fie interzise. Așa mă gândesc. Dar... trebuie să se găsească o modalitate pentru a fi interzise. Pentru că, într-adevăr, sunt periculoase. Dar crezi că, uite... Și pentru actuala guvernare tot este periculos. Pentru că ăsta este electoratul lor. Au fost invitați chiar aici la noi, în Vocea Basarabiei, care spuneau că ar trebui să fie organizat un contraprotest, oameni care sunt împotriva acestor proteste, care susțin guvernarea. De ce n-ar face și ei un protest? E nevoie de un asemenea protest acum? A celor care susțin guvernarea și parcursul pro-european? Atunci se va crea o situație foarte tensionată. Adică ar putea fi altercație între ar putea fi chiar și violență atunci. Știți că la protestele spiritele se aprind acolo, așa, merge toți pentru asta și atunci poate să fie chiar și... Adică e mai bine să-și facă treaba poliția cumva Da. Cred că mai bine poliția să-i țină sub control, pașnic... Dar trebuie o explozie de conștientizare că noi trebuie să mergem spre altă stradă. Nu este Rusia strada noastră. Nu trebuie să ne plângem trecutul. Deja am fost în trecut, acolo nu ne mai întoarcem. Protestele au ieșuat, așa cum spune domnul Igor Grosu? Încă e prea mătur să spunem că au ieșuat. Am văzut că și azi și zile ce se trebuie să se organizează de nou un alt protest. Cred că actuala guvernare ar trebui să iasă la dialog cu ei. Da? Nu să fie numai Marina Tabor acolo și se strige, că noi vrem limba, nu știu ce, acolo vrem. Adică să iasă din Parlament, să discute acolo cu ei. Iată, acum eram cu jurnalistul Ulrich Lauder de la Die Zeit, jurnalul, ziarul neamț, și treceam pe stradă chiar cu protestare. Îți povestesc acum. Treceam și el îmi spune, Natalia, haide să întrebăm unde merg și pentru ce merg să protesteze. Mm-hmm. Ne oprim și întrebăm pe o doamnă, nu ne răspunde. Întrebăm pe a doua doamnă, se uită așa, tot nu răspunde. S-a oprit o doamnă și noi întrebăm, pentru ce protestați? Să-mi plătească facturile. Da, asta e un... Doamne, asta este o aberație. Cum statul să-ți plătească ție facturile? Statul poate să-ți vină în ajutor, îi explic, să-ți dea un mic ajutor, o subvenție la ceva acolo. O compensație, și guvernul a făcut aceasta. Dar nu este datoria lui să-ți plătească toată factura. Dar tu lucrezi?
Și ce a zis ziaristul german când a auzit această dolină? A rămas surprins. Da, și a început că trebuie să-mi plătească, că noi, și a spus că noi protestăm pentru libertate. Zic, care este? Zic, dă-mi definiția, care este libertatea pentru tine? Nu că Maia Sandu trebuie să jos, că ea are dosare. Zic, de unde dumneavoastră ați luat așa afirmații că doamna președintă are dosare? Am înțeles. Deci domnul jurnalist din Germania a fost nițel descumpănit așa, de aceste răspunsuri. Nu, el a văzut situația, dar pentru lui a fost interesant ce, într-adevăr, și într-adevăr sunt niște aberații a acestor manifestanți. Și asta este problema, că ei stând acolo în piață, mie le spală creierile, le spală mințele, nu știu ce să le spun. Nu au o gândire proprie. Da, bine, ei totuși sunt cetățenii noștri, aici e problema. Ei vor vota, ei... Da, și ei ne vor hotărâ viitorul. Aici este problema. Da. Dacă noi, tineri, nu vom ieși și nu vom vota, ne va hotărâ viitorul cei care plâng după fosta guvernare, după fosta Uniune Sovietică, nu știu ce acolo. Da. Oamenii trebuie să înțeleagă că deja în trecut nu ne mai întoarcem. Și nu putem să mai repetăm greșeli. Nu le putem. Trebuie să ne schimbăm modul de a gândi, modul de a fi. Da, nu știu dacă Partidul Socialiștilor ar fi de acord cu tine, Natalia. Da. În fine, el nu este un partid rău. Are o programă socială, bine. Dar nu se gândesc la binestarea populației. Se gândesc la binele lor a oligarhilor care sunt aici. Mhm. A oamenilor bogați care sunt aici. Ei parcă luptau cu oligarhul Plahotniuc într-o vreme. Luptau. Și unde a ajuns lupta aceasta? Da. Uite un subiect. Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate în legătură cu situația excepțională din justiție, așa a spus ea, că avem o situație excepțională în justiție. După ce adunarea generală a judecătorilor a amânat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. După aia a vorbit ministra justiției, care a spus că după ce comisia pre-vetting va finaliza evaluarea tuturor candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor, Parlamentul va aproba numirea acestora pentru a permite deblocarea sistemului. Deci le-a cerut ministra judecătorilor să pună în prim plan interesul public și să-și aleagă cât mai curând membrii CSM din rândul judecătorilor. Deci aia nu vroiau să-și aleagă membrii și cumva deci se crease o stare de blocaj. Maia Sandu a mai apărut după asta și a spus că noul Consiliu Superior al Magistraturii va fi funcțional în următoarele 30 de zile. Da. În general, cum vezi tu starea în justiție? Tu, în general, ai avut de a face cu justiția de-a lungul vieții. E o stare excepțională, așa cum spune președinte. Cum o vezi tu iată din ipostaza ta de simplu cetățean, așa? Justiție. Nu am avut și de doamne nici să nu am nimic cu justiția. Am fost, cum spun așa, un cetățean exemplar. Mi-am respectat obligațiile și toate celelalte. Da, doamna președinte duce programa ei ca chiar și a venit, când a venit în campania electorală, a venit cu sloganul că trebuie să facem o țară curată și de aici trebuie să curțe și sistemul de justiție. Din păcate, s-a dovedit că este un sistem corupt și asta ne-o demonstrează chiar și că și nu s-au prezentat la ședință și aici ne demonstrează că este un sistem putred, unde într-adevăr arată că ei nu vreau o schimbare. Lor le convine așa, cred că, să fie corupți acolo, să nu știu ce, să facă dosare la comandă, să ia mită. Eu nu cred că un polițist se scoală dimineața și zice, mă duc mâine să iau mită sau să... asta. Nu cred. Totul statul, sistemul îl duci la aceasta. Nu cred că sau un medic sau altcineva se scoală dimineața sau un profesor, eu azi o să iau mită de la elev sau de la pacient sau de la un șofer. Nu cred. Tot tu statul duci la acea stare ca el să accepte acea mită. Da. Iată. Și trebuie de la școală de învățat copiii să nu dea mită, că este ceva
ilegal, trebuie să se le explice ce înseamnă asta. Dar ei văd că dacă mama face, tata face, plătește acolo, înseamnă că și el plătește. Și se zice, aha, acesta trăiește bine pentru că e judecător, haide să devin și eu ceva, să fac și eu așa ca el. Da. Și asta ne arată că sistemul nostru este putred. Putred. Și doamna președinte are dreptate. Ea trebuie curățită, el trebuie împrospătat. Asta vorbeau și despre aducerea. Pentru că nu cred că toți judecătorii, da, nu cred că toți judecătorii sunt corupți. Avem și judecători și magistrați foarte competenți, dar care este valoarea lor? Cred că ei sunt dați mai la o parte, merg aici care iau bani, nu știu. Dar asta demonstrează că, într-adevăr, ei se opun reformei. Ei însuși. Și nu, asta și asta le duce spre calea că ei recunosc că sunt un sistem corupt. Văzut o știre recent că un magistrat, nu știu, care a renunțat, deci să mai lucreze, a luat, nu știu cum, un soi de indemnizație de 377.000 de lei. Adică mi s-a părut totuși o sumă ureașă sau merita omul, nu știu, adică... Nu știu, de exemplu, dacă pleacă un profesor din liceu sau... Nu are așa la indemnizație. Indemnizație mare, adică munca lor, într-adevăr, e foarte importantă și... Dar este importantă. Și trebuie să aibă asemenea sume. Dar ei și trebuie și să plătească. Dacă ai greșit, judecătorul trebuie să plătești. Tu nu poți să trimiți un om nevinovat într-o închisoare sau în pușcărie. Nu poți. Dar ei au, cred că am citit un raport de internațional unde scrie că sunt foarte mulți oameni nevinovați la noi închiși. Oameni nevinovați, făcut dosar la comandă, care și-au pierdut un an, doi ani din viață, stând acolo închiși. Și asta cui este vina? A judecătorului? Eu cel puțin de-a lungul anilor am văzut mai multe verdicte pe care cumva care au fost modificate de CEDO, care au fost recunoscute de CEDO ca greșite, da. Și statul Republica Moldova trebuia să plătească bani. De fapt, noi toți contribuim. Da. Și de fiecare dată mă întrebam, dar poate și acest judecător care a greșit trebuie să plătească. Ești de acord cu... Sigur de acord. Iată ce ar fi bine dacă, făcând reforma justiției, să-i pun o leacă și pe judecător să fie mai atent la ceea ce când își pronunță sau când pun un verdict. Mm-hmm. Și deci un verdict greșit cumva ba, să... Da, să-l plătească. Cum? Eu cred că o fac și în țările europene, acolo sunt foarte atenți judecătorii. Da. Sunt. Dar la noi nu se vede rezultatele lor. Vreau să trecem și la niște probleme de mediu, care țin de mediul nostru ambient, pentru că tu ești activistă de mediu și, așa cum spuneam, ești reprezentant acestui Institut Verde European. Uite, vreau să te întreb așa. Problemelor de mediu, li se acordă în Republica Moldova suficientă atenție? Așa o întrebare. Li se acordă doar o atenție superficială. Noi încă n-am conștientizat în profunzime adevărata catastrofă care ne așteaptă. Noi așa, moldovenii cred că undeva ele o să treacă așa, o să ne înconjoare, dar nu o să asta. Populația, eu am văzut, am participat mai la multe congrese, în Uniunea Europeană se vorbesc, dar la noi cine vorbește? Bine, împădurim, dar asta nu ne va ajuta. Și împădurim foarte încet. Da? De la 11,4 am ajuns la 11,6 sau 7 acolo, da? Uhum. Dar pădurea are nevoie de timp ca să crească, ca să asta. Dar nouă ne trebuie să ajungem undeva la un procent mai mare, la 20-30% de împădurire, nu la 11. Și problemele de mediu în Republica Moldova se vorbește artificial, superficial și este ca și o tematică de brand, aș spune, da? Fiecare partid și-a luat o temă, da? Are ceva legat de ecologie, ambian. Da, are. Dar aceasta este o provocare a mileniului 3 și a secolului 21. Da? Deja am văzut că nu mai suntem la încălzirea de 1,5 grade, suntem deja am ajuns la 2. Și acum a fost făcut un raport de Organizația Națiunilor Unite privitor la schimbările climatice și care ne spun că, într-adevăr, problema există. Dar nu vrem iar, o să ne trezim iar târziu, când va fi târziu. Spune-mi, te rog, faptul că de-a lungul anilor, aici în Republica Moldova, verzii, partidul ecologist sau partidele ecologiste, nu știu, e unul, două, mai multe,
nu ajung niciodată în Parlament, n-au fracțiuni în Parlament. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că pe moldoveni nu interesează problemele de mediu? Și de ce nu sunt aleși? Verzi. Bine, nu sunt aleși din motiv că nu au acces așa la mass media, la public. Pot să spun că este unicul partid care este de 91, care are o doctrină, care are cu drepturi egale în verzii europeni. Problema, cred că pe moldoveni nu le interesează ce apă este în râuri, poate pe o majoritate mai puțin, da, interesează lui acum să fie bine, da? Dar el nu se gândește la viitor. Cei ce europenii o fac de acum, ei au înțeles, ei vorbesc de schimbări, ei vorbesc, dar noi, da, sunt secete, da, agricultura va afecta, dar de ce nu duci soluții? Noi acum suntem la tranziția ecologică, dar tranziția ecologică trebuie să includă toate plăturile sociale. Toate. Trebuie să fie o justiție socială pentru toate. Și pentru toate plăturile sociale. Noi trebuie să ne revedem modul nostru de a fi, de a trăi. Noi trebuie să începem să promovăm de la agricultură produsele la kilometru zero, acele care se produc aici, în țară. Nu să aducem mărarul din Iran sau nu știu de unde. Noi trebuie asta să încurajăm. Dar nu trebuie să existe o concurență între, mă rog, produsele străine și cele... Nu trebuie. Pentru că deja a scăzut și nivelul și numărul populației aici. Nu mai consumăm cum am consumat în anii 90. Da? Dar cât poluare aduce acel mărar din Iran, da? Cât logistica lui... Da, poluează transportul care îl duce acolo. Mm-hmm. Spune-mi, te rog, Natalia, uite, eu am văzut în ultimii ani tot felul de campanii de astea. Veneau niște tineri, ieșau pe malul Bâcului, curățau albe, adunau niște gunoaie, mai mulți ani, da. Și Bâcul mi se pare în continuare destul de murdar. Eu odată chiar m-am plimbat de-a lungul acestui râuleț și am văzut acolo o sumedenie de plasticuri, tot felul de obiecte aruncate. Apa mi se pare extrem de tulbure și nocivă. Bănuiesc că acolo sunt deversate tot felul de, nu știu, de ape reziduale. Da. Și pe de altă parte am un alt exemplu, într-un sat în care mă duc ultimii 20 de ani de zile, văd niște campanii de împădurire. Deci odată pe an apar niște oameni care încep a planta niște copaci acolo și îți spun sincer, deci urmărind plantările astea vreo 20 de ani de zile, am văzut că s-au prins numai câțiva copaci. Deci în 20 de ani. Adică crește un mor, se usucă și nu mai crește nimic. Deci ce se întâmplă? Aștia sunt niște... Bine, deci în cazul Bâcului să luăm separat așa. Din cazul Bâcului, ce se întâmplă? Deci tinerii fac bine că se duc și curăță. Dar râul în continuare rămâne murdar, nu? Aici trebuie ori municipiul, municipalitatea să ia o atitudine. Unde sunt inspectorii ecologici? Pune acolo un inspector ecologic să vei toată ziua să patruleze pe malul acestui râu. Cine aruncă, plătește. Dar cine spală mașina acolo, da? Sau cine spală mașina. Asta încă și mai grav. Sau am auzit că... Dacă tu îi pui o bună amendă, da? Îi trece și dorul de a mai spăla mașina acolo și de a arunca. O să fie un caz, două, trei, dar până la urmă zic, bă, înainte de a arunca, se gândește. Dacă arunc sticla asta de plastic pe mine, mă va costa 5.000 de lei. El se gândește? Că aici nici nu-i va place. Nu va scrie acolo un verbal și atât s-a terminat. Și el va... Nu! Trebuie să facem ceva mai drastic. Și asta va duce la soluționare. Și chestia asta cu copacii care sunt plantați și foarte puțin dintre ei se prind așa. Adică ce se întâmplă? Că sunt niște bani alocați, probabil. Sigur, pădurea este ca o livadă. Da, ea trebuie îngrijită. Nu că ai plantat și am lăsat. Acolo nu era vorba de păduri, acolo era vorba de un teritoriu, un sat, cumva. Deci, da, nu să spunem un teritoriu, un hectar, câți aveau luat, da. Un hectar, doi, dar ea tot trebuie îngrijită. Deci sădesc și pleacă și nu mai îngrijesc. Dar sunt foarte multe așa cazuri. Sădesc, pleacă și pe urmă s-a uitat de ele. Aici tot trebuie noi să ne luăm o responsabilitate pentru a urmări cum cresc acei copaci. Asta nu, că am făcut și am lăsat. Dar care sunt rezultatele? Trebuie să le arăți?
pădurea nu că se lasă așa în sinea ei sau în particela aceea de pământ unde a fost plantat acești copaci. Ea tot trebuie îngrijită. E ca și un copil. Cum ai spune? Face un copil și așa, și așa. El o să crească cumva. Nu tot ai grijă de copilașul acela. Îi dai de mâncare, îl hrănești, îl așa și un copac. E ca un copil. Odată ce l-ai sădit, este o responsabilitatea ta. Să ai grijă de el să crească. Cum ai grijă de copilașul tău că l-ai dus pe lume. Așa și copacul. Tu i-ai dat viață lui atunci, în momentul acela. Și atunci, ce am văzut eu e un fel de pacazuhă, sau cum, ca să folosesc un cuvânt rusesc, așa. Adică noi am venit, am făcut, da, subotnici, am plantat, băieți, da. Da, a făcut, am ieșit toți la subotnic. Păstrăm natura, da. Păstrăm natura. Și aici, într-adevăr, noi nu ne dăm seama cât sunt de grave aceste probleme ecologice. Dar apa. 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 Noi suntem, cred că viitoarea criză mondială va fi pentru apă. Dacă se întâmplă așa călduri mari, viitoarea criză va fi cu apa. Citisem un articol unde chinezii deja cumpără apa din Africa. Izvoarele din apă din Africa. Vă imaginați? Ei deja își pregătesc. Înseamnă că ei știu problema care va fi pe viitor. Dar e adevărat că la noi cam toate apele sunt poluate? Nu e adevărat. S-au găsit și substanțe narcotice în apă. Și atunci noi ce bem, de fapt? Adică... Bem, nu știu ce bem, dar apă murdară. Nu este. Cine bea apă acum de la robinet? Dumneavoastră beți apă de la robinet? Dar apele astea care cumpărăm în... Nu, cred că tot au o prelucrare. Da, o sunt mai ok, probabil. Da, sunt mai... Da, pentru că trec și ele un control. Nu cred că se duc și apa din râu și o pune la vânzare. Da. Trec și ele. Noi avem unica stație de epurare la Orhei, făcută de... construită pe bani Băncii Mondiale în 2007-2018, este unica. Da? Mai avem stații de purare, dar stația de purare trebuie să aibă două filtre. Mm-hmm. De exemplu, vă dau un exemplu, da? Mașina de spălat a dumneavoastră, da, a face apa cu săpun. Da. Unde se duce apa aia? Ea vine filtrată pe urmă. Toate chimicatele acestea se duc în asta. Așa e. Mașinile care le spălăm, care le spălăm acum pe la astea, unde se duce apa? În pământ. În pământ. Da. Da. Și de acolo ce mâncăm noi? Și ce s-ar putea face? Aici trebuie Ministerul Mediului cu Ministerul Finanțelor, a Economiei, să intervină, să spună pe agentul economic să întreprindă ceva. Tu nu poți să trimiți, pentru că cei mai mult poluează agenții economici și populația, că aruncă în apă, în afară. Eu de la o vreme am început să cumpăr niște detergenți eco, așa le zice. De exemplu, ele sunt mai scump detergenți ăștia, pentru spălatul veselii. Chipurile, un detergent eco care e mai ok. Asta într-adevăr e mai ok decât detergentul ăla. Cred că da, dacă a trecut și el anumite controle pentru a fi emis pe piață, nu cred că așa a venit. Dar el este mai scump. În ce măsură moldovenii sunt dispuși să cumpere asemenea detergenți eco care sunt mai scumpi? Că ar fi nevoie, probabil, nu? Ar fi nevoie, aici trebuie totuși de o mare campanie de sensibilizare a populației, cum spuneam, de a-și remodela modul de viață. Da? Mai bine cumperi ceva mai scump și mai bun, dar știind că asta ți va proteja în continuare mediul. E nevoie de campanie sau e nevoie ca verzii să ajungă în Parlament? E nevoie și de o campanie și e nevoie și de verzii de a ajunge în Parlament. Pentru că la masa de discuție trebuie să ne punem toți. Și verzii, și alte partide, pentru a discuta. Pentru că aerul și apa nu are frontiere. Indiferent în ce colț al lumei vei trăi, Pekin, New York, Madrid, Roma, Londra, trebuie să asigurăm populații, planetii, un viitor. Uite... Dumneavoastră știți că au murit mai multe persoane de poluare decât de COVID. Nu știam. Da, au murit mai multe persoane de poluare și de COVID. Eu nici n-am știut, acum am fost la o cercetare în Roma, la un institut de climatologie, unde ei au spus că ei în oraș au insule a morții. Oamenii mor de căldură, de la ciment. Pentru că n-au fost construite corect clădirile în anii 70-80. Atunci eu îmi pun întrebarea. Dar clădirile noastre care s-au construit aici în Chișinău? Exact, și am impresia că unele sunt foarte apropiate una de alta și mult asfalt, puțin verdeață. Da, sigur. Și noi tot
tot murim, dar oamenii nu-și dau seama că mor de la cimentul acesta, de la aerul acesta, ce aer poluant îl avem în Chișinău. Și cineva se... Pe nimeni, cred că pe toți e bine așa. Bine, mai ridic întrebări jurnaliștii, că mai fac investigații, niște rapoarte a organizațiilor internaționale, dar conducerea rămâne pasivă. Spune-mi, te rog, Natalia, uite, țin minte că niște colegi jurnaliști s-au plimbat acum câțiva ani de-a lungul râului Bâc și găsiseră acolo o țeavă care venea de la o întreprindere și prin această țeavă se deversa un Bâc niște ape reziduale. Nu era niciun filtru, nimic. Și atunci întrebarea mea este, ce trebuie să se întâmple ca cel, să admitem că el nu are unde varsa, nu m-am Bâc, dar măcar un filtru să-și pună, ce trebuie să se întâmple ca acea întreprindere să-și pună un filtru? Filtrul ăla probabil costă. Deci statul cumva ar putea, nu știu, să ajute întreprinderea. Da, să ajute întreprinderea sau nu știu, să scutească din niște timp. Dacă ai pus un filtru, de exemplu, plătești mai puține impozite. Corect. Așa ar trebui să se întâmple. Așa ar trebui să se întâmple. Adică și statul... la noi nu e așa. Nu este. La noi nu este tranziție. Ce ajutor? Bine, agent economic, da? Și el spune, eu nu sunt împotrivă de a pune acest... Dar tu, statul, cum îmi vii în ajutorul meu? Da? Nu mă masacra chiar. Haide, dă-mi o mână de ajutor ca eu să pot ajunge să faci această tranziție ecologică, da? Să fiu conform standardului europene, conform standardului ecologice și așa mai departe. Dar nu că tu mă lăși în balt așa și nu-mi vii în ajutor. Asta este cel mai... De asta trebuie actuala guvernare sau guvernările care vor fi să vină în ajutor a soluționa aceste probleme. Ce se întâmplă la acolo pe râul Nistru? Dar voi, Verzi, n-aveți proiecte de astea pe care să le prezentați? Le avem? Și cum statul nu le ascultă nimeni, nu sunt luate în considerare la nimeni, da. Bine, într-o măsură sunt ascultate, de exemplu, anumite pentru energia regenerabilă, da, acum a crescut, chiar dacă actuala guvernare a spus că tot până în 2030 trebuie să avem 80% din energia regenerabilă la care ne merem. E cam prea, tot sunt timpurile de scurt, da? Nu reușim noi în 7 ani să... Pentru că tot trebuie construcții, trebuie ingineri. O altă problemă care este în Republica Moldova, anume privitor la tranziție, sunt specialiștii. Nu avem specialiști în... Poate ei și sunt, dar sunt puțini și acei puțini pleacă peste hotare. Cei ce îi plătesc mai bine, da? Haideți să luăm. Câți studenți ies la drept și câți agronomi sau, spunem, zootehnici ies de la Universitatea de Stat? Probabil că mai mulți la drept. Chiar m-am uitat pe stat. 1000 acolo și 7 acolo erau studenți. Da? 1000 la 7. Da. Sau 7-10, nu știu că mi-aduc asta. Dar nu, aceștia specialiști ne trebuiești. Nu mai este valabil agronomul care era în anii 70, da? El are o bază, dar s-au schimbat modul de cercetare a solului, a creșterii. Sunt alte tehnologii. Și acestea sunt profesii verzi. Am înțeles. Din păcate, cum să zic, timpul trece și ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să mai întreb un lucru în final. Războiul ăsta care l-a declanșat Rusia în Ucraina, ce înseamnă el pentru mediul ambient de acolo? O catastrofă. Sperăm să se termine cât mai curând, dar este o catastrofă a mediului înconjurător. Deja sunt primele cercetări. Și nu doar pentru că se poate întâmpla ceva cu o stație atomică sau... Sperăm să nu ajungem asta. Dacă ajungem așa, e un dezastru pentru atunci. Dar chestia asta ne afectează și pe noi, cei din Republica Moldova? Sigur. Cum spuneam, aerul, apa, frontiere nu are. Și zonele care au fost bombardate sunt zone unde nu se va mai putea cultiva. Și asta ne arată chiar și din satelit Greenpeace, Eco Station din Ucraina, care sunt zone care vor fi excluse pe mulți ani. Nu se va putea cultiva nimic acolo. Știind că Ucraina este al treilea producător de cereale în asta.
Și de aici se creează mai mult. Este tot o dependență, legat. Interdependență, tot este legat. Și factorul economic este legat, și factorul social este legat. Da? Pentru care este resursa unui stat? Resursa unui stat este populația. Dar dacă populația ta nu este sănătoasă, ce faci? Atunci te costă sistemul ăsta, sănătății te costă mai mult. Și iar este un surplus la buget, da? Acum toți vorbesc despre înarmare. Toate guvernele vorbesc despre înarmare. Da, și pentru că Rusia trebuie oprită și... Trebuie oprită, da. Dar asta, nu știu, trebuie oprită prin mijloacele înarmării sau trebuie oprită prin mijloacele dialogului? Dar în Ucraina, cum poți să oprești cu dialog? Ea vine peste tine cu tancuri. Da, aici, sigur, eu înțeleg ce vrei sunt, să spui. Da, sunt foarte... Și acestea de armament tot are un impact asupra mediului. Exact. Natalia, mulțumesc pentru această discuție interesantă, vie. Dragi prieteni ai Vocea Basarabiei, invitata mea din această dimineață a fost Natalia Iațcu, activistă de mediu și reprezentanta Institutului Verde Ecologist. Eu, Iulian Ciocan, vă doresc în continuare un weekend liniștit și vă aștept sâmbata viitoare la o nouă ediție a Radiografiei Săptămânii.